Suntem la capătul celei mai negre săptămâni din guvernarea coaliției mai nouă a morții. Am avut cel mai mare număr de decese COVID de la începutul pandemiei. Mai mult, din cauza acestei absurde crize politice, românii au plătit și economic. Avem cea mai mare creștere a euro și cea mai mare datorie publică din ultimii 30 de ani. În această săptămână, România a fost singura țară care a rămas fără ministru al sănătății în plină pandemie, când spitalele și secțiile ATI au rămas fără bani. Toate aceste costuri nu au fost plătite nici de Câțu, nici de Barna, nici de Orban. Toate aceste costuri au fost plătite de către români și de către companiile economice din România. A fost, de fapt, o criză de pubertate politică. Am avut de a face cu niște partide politice imature care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor și a companiilor românești. Singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de Constituție primului ministru au fost schimbate cu un acord al unei coaliții. Cu alte cuvinte, din acest moment, așa zisul prim-ministru Câțu a devenit pisicâțu, pentru că înainte de a semna ceva, va trebui să răsfoiască acordul coaliției, să vadă dacă are voie sau nu are voie. În cazul în care nu are voie, va trebui să sune toți președinții de partid din coaliție să-i roage frumos să-i dea voie să semneze. Avem și un lucru bun din această criză, faptul că domnul Vlad Voiculescu nu mai este ministrul sănătății. Ar fi putut face această schimbare de la prima moțiune de cenzură depusă de Partidul Social Democrat, nu s-a aștepte să se creeze acest dezastru plătit de români, de unii români, cu viața, ca să vină această demitere. Noul ministru al sănătății este normal să bucure de prezumția bunelor intenții, dar este obligatoriu să îndrepte și să repare urgent toate tâmpeniile făcute de către Vlad Voiculescu. În opinia Partidului Social Democrat, sunt 5 urgențe pentru noul ministru. Să obțină rapid o rectificare a bugetului sănătății pentru a asigura fondurile necesare pentru secțiile ATI. 2. Casa de asigurări de sănătate trebuie să deconteze rapid cheltuielile spitalelor. 3. Să pregătească rapid, împreună cu ministrul învățământului, redeschiderea școlilor. 4. Să elimine prostia cu închiderea magazinelor la ora 18. Și, în ultimul rând, să vină rapid cu un calendar de revenire la normalitate, de ridicare treptată a restricțiilor. Și sperăm, de asemenea, să facă ordine în normele și comunicările cu privire la decese și la pandemie. Aștept întrebările dumneavoastră. Având în vedere că această criză din coaliție s-a rezolvat, cel puțin pentru un moment, Partidul pentru Social... Pentru orgoliile lor s-a rezolvat. Nu știu cu pentru orgoliul domnului Barna cât de bine s-a rezolvat, că am văzut că tot domnul Cățu-i premier. Da. Partidul Social Democrat mai a în calcul să depună o moțiune de cenzură? Categoric în această sesiune vom depune o moțiune de cenzură. Ruptura dintre ei este mult prea mare.
Sunt total diferite cele două partide, Partidul Național Liberal și USR, și nu mare mi-ar fi mirarea ca în maxim o lună de zile să mai avem încă o dată o criză. Astăzi, Comisia din cadrul penitenciarului a dat un aviz pentru eliberarea condiționată a fostului președinte PSD, Liviu Dragnea. Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național, spunea că orice persoană care și-a ispășit pedeapsa poate să revendice un loc în Partidul Social Democrat. Liviu Dragnea mai are loc în PSD? Presupun că domnul Dâncu se referea juridic. Haideți să vedem, e dreptul constituțional a domnului Liviu Dragnea să ceară eliberarea condiționată. Presupun că nu este singurul român care a solicitat acest lucru, aflat în situația respectivă. Lăsăm lucrurile să... Nu cunosc ce prevede condamnarea domnului Dragnea, cât timp nu are voie să facă interdicțiile cetățenești, cât timp nu are voie să facă politică, dacă există așa ceva. O discuție care nu și-are rost în acest moment. Dacă va ieși din penitenciar, dumneavoastră personal, îl veți contacta? Pe domnul Dragnea? Nu, în acest moment nu avem. Ca și om, este posibil să facă acest lucru. Nu din postura de președinte al partidului. Aș reveni la subiectul moțiunii de cenzură. Spuneați că vă așteptați ca într-o lună criza care tocmai a avut loc să se repete. Spuneați că această săptămână de criză practic a fost cea mai neagră pentru România. Așa arată cifrele, nu poate le mintă nimeni. Cele mai multe decese la începutul pandemiei. V-aș întreba dacă o moțiune de cenzură ar adânci o situație de criză sau ar evita-o? Nu. O moțiune de cenzură este un instrument democratic la îndemâna opoziției. Câteodată ați văzut și a puterii. Vă așteptați ca ea să treacă? Asta vă întreb. Dar eu cred că românii se așteaptă ca acest guvern la un moment dat să plece. Și chiar se vor bucura dacă se va întâmpla acest lucru. Vă așteptați ca ea să reușească în această sesiune parlamentară? Este posibil să reușească, de aceea o depunem. Nu o depunem de dragul de a o depune. Și revin la întrebarea inițială. Ar adânci criza sau ar evita poate alte crize? Nu, câteodată căderea unui guvern duce la închiderea unor crize majore politice. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări, mulțumesc mult.